A discutat foarte mult. O să încep cu Duc Adam, pe care îl respect, țin la el, e un om de mare calitate. Nu fac niciun fel de acuză la adresa lui. Doar spun adevărul. Și o să vă spun adevărul așa. A început din august 2006-2010 la noi. A luat 2500 pe lună. Deci în 10 ani a câștigat de la mine 300.000 de euro. Deci a câștigat 300.000 euro. Nevenind cam niciodată. Nu prea a venit la... Adică a venit câteva ori. Eu i-am spus chiar, te rog, i-a dat un telefon să te impui, să mergi, să te ocupi de portari. Ai mână liberă, s-a dus odată, nu s-a mai dus. Eu spun adevărul, nu l-a acuz cu nimic, repet. Deci, a luat 300.000 în 10 ani. Bani care i-a luat, vă spun dacă nu, care i-am dat eu. Ba, el spune așa, și aici, într-adevăr, vreau să-l acuz fără să se supere de minciună. Pentru că el spune, n-am fost invitat niciodată în deplasările din străinătate. Și atunci o să vă dau eu la fiecare. A fost el, Duc Adam, în 26 de deplasări, vi le-am scris aici pe toate, ca să le aveți, să nu spuneți că zic minciuni. 26 în care a fost el în străinătate și a fost invitat în toate, dar nu am vrut el să meargă. În unele chiar și cu familie. Nu știu, două, trei, nu știu. Dar el a fost în 26 de deplasări. Vi le dau vouă poftim. Luați-le voi presa ca să le citiți voi, dă-le la presă, să le citească și să-l întrebe dacă a fost în 26 de deplasări cu Steaua, pentru că așa a spus, domne, n-am fost invitat în deplasări niciodată. Și a fost în 26 de deplasări în străinătate. Acum nu mai intră, că nu are importanță să discutăm prea mult despre Duc Adam, doar am vrut să se afle adevărul ca să nu mai comenteze unii și alții.